Tema noastră pentru această sesiune este problema mărturisirilor de credință și a altor documente de organizare, alte documente de natură istorică care exprimă crezul sau felul de funcționare a unei biserici. Vrem să vedem care este rolul lor, care sunt beneficiile lor. Vrem să vedem dacă nu cumva contrazic vreun principiu biblic. Nu vrem ca să facem ceva care este nebiblic. Și pe scurt aș vrea ca să privim în oarecare măsură la problema mărturisirilor de credință. Dacă ați văzut, titlul sesiunii era mărturisirea de credință și legământul membrilor. Nu voi trata probabil ideea de legământ al membrilor, putem discuta la sesiunea de întrebări sau problema de statut al unui biserici, de organizare și așa mai departe. Sunt și acelea lucruri importante până la urmă. Vreau ca să ne uităm mai mult la ideea de mărturisire de credință, de la care se pot deriva anumite implicații și pentru alte documente care le-ar putea avea o biserică. Ele sunt importante până la urmă. Ideea de a cristaliza în scris înțelesul, intenția unei biserici este important. Noi când am pornit la acest drum, cei care au făcut parte din acel grup care a fondat, să zicem, această lucrare, ne-am strâns la un loc și au fost trei documente majore care le-am parcurs și la care am dat fiecare un vot afirmativ, prin care am zis că vom forma această biserică și vom subscrie la aceste standarde. Și acestea au fost mărturisirea de credință, legământul membrilor, care descrie foarte sumarizat cum percepem noi obligațiile și responsabilitățile membrilor, și statutul de organizare. Adică am vrut să definim foarte clar ceea ce vrem să facem ca și biserică. Hai să începem cu această întrebare. Ce este o mărturisire de credință? O mărturisire de credință sau un crez nu este altceva decât o declarație publică și scrisă a credinței noastre. Da? Asta este o mărturisire de credință. O mărturisire de credință sau un crez este o sumarizare, dar în același timp o sumarizare explicită. Scopul ei este să explice, să facă clar, deslușit ceea ce noi credem. Și ceea ce vrem ca să explicăm sau să facem cât se poate de explicit într-un format concis este ceea ce noi credem că ne învață Biblia. Da? Asta este scopul ei. Și doar atât este. Nu este mai mult decât atât, nu este mai puțin decât atât. Nu este o altă normă care să impună asupra noastră, deasupra Scripturii sau nici măcar alături de Scriptură, da? Cum zic, de exemplu, bisericile tradiționale, că tradiția este o normă care vine alături de Biblie și ele sunt egale în autoritatea lor. Asta este o aberație. Dacă ai un canon închis, da, și ai o altă autoritate care tot timpul vine cu inovații, care este de aceeași autoritate, ultima autoritate este această nouă autoritate care tot timpul poate debita altceva. Mărturisirea de credință nu este așa ceva. Mărturisirea de credință este doar o explicare concisă a ceea ce noi credem că Biblia învață. Da? Este o expunere a Scripturii. Este o exprimare explicită a ceea ce noi mărturisim public și ceea ce credem că Biblia ne învață. Mărturisirea de credință de la Londra, de la 1689, încă din primul capitol, la primul punct, spune felul următor: Sfânta Scriptură este singura normă suficientă, sigură și fără greșeală în ce privește cunoașterea, credința și ascultarea mântuitoare. Și în capitolul 1, la alineatul 10, spune: Judecătorul suprem prin care trebuie soluționate toate controversele religioase și prin care trebuie examinate toate deciziile conciliilor, toate opiniile scriitorilor, toate doctrinele omenești și toți gânditorii, nu poate fi altul decât Sfânta Scriptură descoperită prin Duhul Sfânt. Credința noastră este decisă în final prin verdictul dat de Sfânta Scriptură. Mărturisirea de credință nu are rolul de a înlocui Scriptura, are locul de a adăuga la Scriptură, da? Are rolul de a explica ceea ce noi credem,
ceea ce noi credem că Scriptura învață. Trebuie înțeles de la început că orice biserică are o mărturisire de credință, da? Fie că ea e scrisă, fie că e nescrisă. Sau foarte multe le au scrise pentru că aderă în mod oficial la un cult, dar nu știu. Dar cei mai mulți nu știu. Ce scrie în mărturisirea cultului baptist din România despre cutare? Dacă ai întreba un baptist, n-ar avea nici cea mai vagă idee. Dar el trăiește după mărturisire nescrisă a bisericii lui locale. Dar ea are o mărturisire. Întrebarea este dacă mărturisirea care o au este una bună sau una nebună. Este una biblică sau una nebiblică, da? Ea există în mod inevitabil. Întrebarea e dacă acordă cu Scriptura sau dacă nu acordă cu Scriptura. Și lucrul acesta poate fi probat foarte simplu, faptul că orice biserică are o mărturisire de credință implicită și dovada acestei probe este că, având acest standard implicit după care se ghidează, putem proba, mergând și făcând ceva, care merge împotriva standardului implicit. Un membru într-o biserică care nu se ghidează, zic ei, după nicio altă mărturisire, în momentul în care faci ceva care merge contra mărturisirii implicite, contra felul în care ei înțeleg lucrurile, vor zice, stai un pic, noi nu credem așa. Voi ați zis că nu aveți niciun crez decât Scriptura. Păi da, dar știi, noi credem că Scriptura spune asta. Acum ai un crez, dar eu cred că Scriptura spune altceva. Știi, dar biserica noastră nu crede aia. Nu, dar tocmai ai zis că nu ai niciun crez. Da? Cum adică acum vrei ca să discutăm despre ceea ce voi credeți? Cum adică voi credeți ceva? Faci mărturisire acum? Da. Orice biserică mărturisește că crede ceva, implicit sau explicit. Și vom vedea că sunt probleme și beneficii între a fi explicit sau implicit. Problema este că atunci când credința unei biserici nu este explicită, nu este documentată în mod explicit, este aproape imposibil de verificat dacă acordă cu Scriptura sau nu. În primul rând că ea se poate schimba de la o zi la alta și tu nici nu știi, da? Presbiterii, conducerea sau așa, facțiuni din biserică își pot schimba teologia să nu mai acorde cu teologia bisericii care era la momentul în care a intrat în acea biserică și tu n-ai cum știi. Pentru că lucrul acesta nu este documentat nicăieri. Nu ți s-a spus ce se crede când ai intrat în acea biserică și nu ți se spune nici când dacă acea credință s-a alterat într-un fel. Da? Mărturisirea este o necesitate. Este o necesitate din acest motiv. Doar dacă suntem expliciți, putem ști cu certitudine ceea ce crede o adunare despre învățătura Sfintei Scripturi. Am învățat împreună că biserica are rolul de a păzi mărturisirea Evangheliei, da? Mesajul, doctrina Evangheliei și peste tot. Biblia vorbește despre a păzi standardul, dreptarul, despre a afirma aceste adevăruri nealterate și are rolul de a păzi mărturia Evangheliei. Asta este jobul nostru ca și biserică. Și Biblia ne spune că biserica a fost delegată cu responsabilitatea aceasta și s-a delegat autoritatea ca să facă acest lucru. Să afirme și să păzească Evanghelia, doctrina credinței creștine. În 1 Timotei 3:15 citim: dacă întârzi să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu a fost încredințat bisericii și biserica trebuie să-l afirme în mod public și biserica trebuie să-l apere în mod public. Trebuie să-l apărăm prin ceea ce mărturisim în amboanele noastre, în studiile noastre, în expunerile noastre și trebuie să îl apărăm prin ceea ce trăim în viețile noastre. Da? Acesta este adevărul care a fost ni s-a dat nouă. Da? Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul despre care vorbește Apostolul Pavel, că trebuie să fie prezent în biserică și trebuie să fie susținut de biserică. Da? Asta înseamnă stâlpul și temelia. Este responsabilitatea noastră pentru a susține și a afirma și a proteja acest adevăr care nu poate fi schimbat niciodată, această credință dată odată pentru totdeauna sfinților. Cuvântul lui Dumnezeu a fost revelat, iar biserica este responsabilă pentru a-l păstra
pentru a-L apăra, pentru a-L afirma. Biserica nu mai aduce revelație nouă, ci doar afirmă și păzește revelația care deja a fost adusă. Și în fiecare generație există bătălii care trebuie luptate pentru a păzi această revelație. În fiecare generație, Satana atacă adevărurile Scripturii din altă perspectivă. Noi astăzi ne luptăm cu problema, am văzut, a libertății religioase, problema căsătoriei monogame și heterosexuale. Da? Strămoșii noștri nu s-au luptat cu aceste adevăruri care trebuiau apărate. S-au luptat cu problema Trinității, cu problema inspirației Scripturii și așa mai departe. Da? Deși aceste tematici se repetă în istorie. Istoria nu își învață lecția și ereziile vechi întotdeauna reapar. Și trebuie să fim pregătiți întotdeauna să reafirmăm aceste chestii. Nu să venim cu o nouă revelație, nu să venim cu o nouă interpretare, ci tot timpul să apărăm împotriva atacurilor din afară, din lume, atacurile Satanei și de multe ori atacuri care, ne spune Biblia, să strecoară printre noi oameni care vestesc aceste erezii și vor ca să schimbe biserica din lăuntru. Este mult mai ușor, mult mai ușor să alterezi o biserică din lăuntru decât este să reformezi o biserică din lăuntru. Istoria ne arată că aproape imposibil de a reforma o biserică dinăuntru odată ce ajunge în stare de apostăzie. Atunci majoritatea congregației este apostată, adică nu sunt oameni credincioși. Degeaba încerci tu prin metodele tale și de multe ori prin orice metodă, decât dacă Duhul lui Dumnezeu aduce pe acei oameni la viață și să pocăiesc cu adevărat. În schimb, să strici o biserică este foarte ușor. Exact cum explica fratele Andrei, dacă iei câteva picături de otravă și le pui într-un pahar, ai alterat tot conținutul paharului. Până la urmă, dacă le pui într-un lighean, dacă le pui într-o vană, da? Oricât de mare ar fi, acea otravă contaminează rapid absolut tot și n-ai vrea să guși din acel conținut. Biserica nu mai aduce revelație, ci doar păzește și afirmă. Temelia este pusă deja pe baza prorocilor și pe baza apostolilor Noului Testament. Mărturisirea de credință adoptată de o biserică nu este altceva decât un instrument prin care ea își îndeplinește această responsabilitate de a afirma și de a apăra dreptarul învățăturii sănătoase. Da? Vedem aceste sintagme despre dreptarul învățăturii sănătoase, despre tiparul învățăturii sănătoase, despre credința dată odată pentru totdeauna sfinților. Și o mărturisire de credință răspunde la întrebarea ce credem noi că este acel dreptar. Când Pavel folosește această sintagmă, el are în gândul lui o întreagă teologie care a predat-o lui Timotei. Deci lucrurile acestea le-ai învățat de la mine. Da? Are în mintea lui o teologie întreagă care timp de 18 luni sau 2 ani de zile la Corint în mod sistematic i-a învățat. Când le reînvață în epistola lui despre cina Domnului, le aduce aminte. Pentru că ei deja aveau învățătura aceasta. Lor nu le lipsea nimică din învățătura necesară pentru o biserică după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Problema era că ei nu practicau. Ei s-au abătut de la acest dreptar. Și Apostolul Pavel vine și le reamintește. Există un standard, există o învățătură, există o credință care toate bisericile lui Hristos trebuie să o aibă, care a fost dată odată pentru totdeauna și care trebuie protejată. Și biserica trebuie să răspundă. Ce credem noi că este acest standard? Ce conține Evanghelia? Ce nu este Evanghelie? Și așa mai departe, da? Și fiecare generație are această responsabilitate. Eu aș argumenta că dacă o biserică nu afirmă o mărturisire de credință, este repetentă în a-și împlini datoria față de Scriptură de a fi stâlpul și temelia adevărului. Ea nu spune nimănui exact ceea ce ea crede că este adevărul așa cum este cuprins el în Scriptură. A spune că credem doar ceea ce spune Biblia nu este suficient dacă nu ești dispus să-mi spui ce crezi că spune Biblia. Cei mai mari eretici de pe acest pământ spun că ei cred doar ceea ce spune Biblia. Oameni care neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos, oameni care neagă atributele lui Dumnezeu, oameni care neagă tot felul de învățături care sunt fundamentale și care sunt esențiale, care au fost de la început și ei zic că fac asta pentru că ei cred doar ce spune Biblia.
întrebarea este cum citesc ei, cum înțeleg ei cuvântul lui Dumnezeu, cum interpretează ei cuvântul lui Dumnezeu. Am spune că tu crezi Biblia, nu-mi spune absolut nimică. Toată lumea spune că crede ce spune Biblia. Un exemplu istoric, care este foarte relevant și astăzi, este istoria conciliului de la Nicea și Arius. Arius a fost un băiat de treabă care a trăit în secolul 3 și 4 și el afirma că el crede tot ceea ce spune Biblia. Asta era poziția lui doctrinară. Și el credea că Scriptura afirmă că Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinității, nu este etern, ci că a fost născut, că a avut un început din Tatăl, dar un început în timp. A existat un timp în care Domnul Iisus Hristos, ca și persoană eternă, nu întrupat, n-a existat la un moment dat. Asta a fost convingerea lui. El credea lucrul acesta și această erezie, la un moment dat a fost declarată erezie, arianismul, ajunge să fie condamnată. Ceea ce este interesant este felul în care ajunge să fie condamnată, pentru că Arius promova această credință, s-a stârnit această controversă teologică, până la urmă s-a culminat într-o declarație a faptului că arianismul este o învățătură eretică, o învățătură care este prezentă în multe secte și în ziua de astăzi. Acest lucru s-a declarat la Conciliul din Nicea, toți probabil că suntem familiari cu acest lucru. Problema este că conciliul și cei care au investigat acest caz și această învățătură au avut mari probleme să înțeleagă exact ceea ce crede Arius. Arius era foarte dibaci și de fiecare dată când era pus la colț, el evada conflictul teologic și la orice interogare el zicea că este dispus să adopte și să afirme tot ceea ce spune Biblia despre Domnul Iisus. Ei ziceau, crezi tu că Domnul Iisus este o făptură creată? Eu cred tot ceea ce spune Biblia despre Domnul Iisus. Păi uite aici scrie versetul cu tare așa, așa. Dacă scrie în Biblie asta, eu cred tot ceea ce scrie în Biblie. Bun, dar tu crezi că asta înseamnă că eu sunt dispus să adopt exact limbajul care scrie în Biblie. Dar ce crezi tu că spune acest limbaj? Păi v-am zis deja că eu adopt toată Biblia, lăsați-mă în pace. Știa, era cu musca pe căciulă și știau că ăștia erau gata să-l execute. Și atunci tot timpul el avea contraargumentul că el crede exact ce scrie în Biblie, exact cum scrie în Biblie, da? Și era foarte greu, ca să fie pus la colț. Era evident că Arius avea o altă interpretare ale acestor versete din Biblie, care erau puncte de divergență referitor la persoana Domnului Iisus Hristos, dar nu se putea clarifica exact, pentru că la fiecare colț, la fiecare cotitură, el zicea: eu cred și adopt exact ce scrie în Biblie despre Domnul Iisus. Conciliul a găsit, până la urmă, o singură soluție și anume să se pună în scris care este crezul lor cu privire la ce învață Scriptura despre persoana Domnului Iisus și să-l roage pe Arius și pe cei din tabăra lui să subscrie la această expunere, la această explicație, la acest crez. Și în momentul acesta Arius a zis: nu pot să subscriu la crezul vostru. Eu cred altceva despre Domnul Iisus. În acel moment Arius a refuzat, pentru că nu mai putea să se ascundă după afirmația că el crede ce spune Biblia. Era evident că Arius credea că Biblia spune ceva total diferit de ceea ce credea conciliul că spune Biblia, de ceea ce credem noi, de ceea ce crede orice creștin despre Domnul Iisus, de ceea ce am văzut în prima sesiune că este nevoie să crezi despre Domnul Iisus ca să fii creștin, să ai mântuire în numele Lui. Și istoria ne arată că conciliul în felul acesta a fost în stare să-l pună la colț și să scoată la iveală erezia lui și până la urmă a fost declarat eretic. Învățătura lui a fost declarată eretică și avem în acest sens această clarificare despre persoana Domnului Iisus Hristos și despre doctrina Trinității. Nu avem o nouă doctrină în istoria creștinismului, ci a fost o bătălie care s-a luptat și din cauza că s-a luptat cu precizie și aceste lucruri s-au declarat explicit și scris, a fost imposibil ca acest eretic să se strecoare printre rânduri. Istoria ne arată că cei care urăsc mărturisirile de credință nu iubesc, de fapt, Biblia, ci urăsc precizia teologică.
O urăsc pentru că precizia teologică va scoate la iveală ereziile care se ascund după clișee frumoase precum eu cred tot ceea ce spune Biblia. Toți ereticii spun că cred ceea ce spune Biblia. Întrebarea este ce crezi că spune Biblia? Când începi să discuți cu precizie, nu mai te poți ascunde în spatele acestui paravan. Și Biblia ne învață acest principiu, că trebuie ca să cădem de acord, ca să putem ca să intrăm în părtășie. Merg oare doi oameni împreună, spune Scriptura, fără să fie învoiți, fără să cadă de acord? Este logic, da? Ne îndeamnă și firea. Parcă ar fi numai așa un proverb din popor. Și totuși merg mulți oameni împreună, în biserici, sute, mii de oameni, fără ca să cadă de acord despre cele mai esențiale lucruri, despre credința lor. Dacă ești membru într-o biserică, faci parte dintr-o comunitate care afirmă că are o credință comună, că are o doctrină comună, că crede într-o singură evanghelie comună. Ce crede biserica din care tu faci parte? Vei spune că crede Biblia. Dar ce crede că spune Biblia? Vei spune că crede ceea ce îi învață fratele păstor că spune Biblia. Dar ce anume crede fratele păstor? Că spune Biblia. Și putem merge tot așa și până la urmă va trebui să recunoști că tu nu ai habar, probabil, ce crede biserica din care faci parte și la ce te-ai învoit împreună cu acei oameni să zici că tu afirmi că este credința voastră de obște. Da? Că este credința voastră comună. Cum poți atunci să declari împreună cu ei că afirmați, că protejați, că mărturisiți aceeași evanghelie? În cele din urmă, ce afirmi prin membralitatea ta în acea biserică, dacă nu faptul că crezi același lucru despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre mântuirea care vine prin Domnul Iisus Hristos? Fără o mărturisire explicită, tu nu poți să-ți faci datoria de a fi fidel față de chemarea și responsabilitatea ta de a afirma și proteja Evanghelia. Rețineți că am zis că atunci când ești membru într-o biserică, tu afirmi despre ceilalți că ei sunt mădulare în trupul lui Hristos, că ei cred aceeași Evanghelie ca și tine, că ei protejează, afirmă, trăiesc aceeași Evanghelie. Dacă tu nu știi ce cred frații tăi, dacă tu nu știi ce crede păstorul tău, dacă tu nu știi ce crede biserica ta, dacă tu n-ai habar ce crede cultul din care faci parte, tu ce afirmi? Păi tu afirmi că ești de acord, tu afirmi că ești în unitate cu ei, tu afirmi că crezi același lucru cu ei, dar nimeni nu știe ce crede. Trebuie să știi care este credința bisericii tale despre Evanghelie. Trebuie să știi ce Evanghelie să predică, ce Evanghelie să crede, ce Evanghelie să afirmă împreună. Câteva obiecții la conceptul de mărturisiri. O primă obiecție, mai ales dintr unii care au prins cumva lozincile astea reformate, da? Cum ar fi sola Scriptura. N-au nicio treabă cu reforma, n-au nicio treabă probabil nici cu Scriptura, dar au prins lozincile. Vin și zic, mărturisirile de credință violează principiul sola Scriptura și alterează autoritatea Scripturii. Da? Asta este primul argument care se aude. O mărturisire de credință poate să facă lucrul acesta, dar atunci este o mărturisire de credință eronată și invalidă. Nu îndeplinește scopul ei, la fel cum orice lucru care ar trebui să expună o credință adevărată, în momentul în care expune ceva fals despre Scriptură, devine invalid. O mărturisire de credință bună nu violează principiul sola Scriptura deloc, la fel cum o predică expozitivă bună nu poate face lucrul acesta. Cât timp ceea ce expunem, fie în scris, fie verbal, este în concordanță cu Scriptura, nu facem altceva decât să ne facem datoria în fața lui Dumnezeu de a expune Cuvântul lui Dumnezeu. Este în momentul în care mărturisirea de credință este altceva decât o expunere corectă a Scripturii că ea face acest lucru. Mărturisirea de credință nu este altceva decât expunerea explicită a unei interpretări ale noastre. Ce credem noi că spune Scriptura? Și orice interpretare fidelă a Scripturii va afirma autoritatea supremă a Scripturii. Orice interpretare fidelă, orice mărturisire care nu are lucrul acesta ca și punct forte, este invalidă și n-ar trebui ca să fie considerată. Mărturisirea de credință, a doua obiecție.
O mărturisire de credință violentează libertatea conștiinței, da? Conceptul de libertate a conștiinței l-am studiat deja împreună, este unul bun și biblic, pe scurt vă reamintesc, este conceptul că în mod ultim nicio autoritate nu poate lega conștiința unui om în afară de Dumnezeu, care o face prin cuvântul său, prin voia lui revelată. Nu prin ceea ce crede păstorul că e voia lui Dumnezeu tainică pentru viața ta. Nu prin ceea ce i s-a descoperit unui frate și îți dă prin un bilețel. Ci prin decretele suverane care Dumnezeu le-a revelat în voia lui. Asta îți poate lega conștiința. Nimic altceva nu te poate obliga în conștiința ta decât ce Dumnezeu ți-a poruncit. Mi-a spus Duhul meu, sau așa vorbește Domnul, sau vise care le-am avut, nu au dreptul ca să lege, să oblige conștiința omului în niciun fel. Doar Dumnezeu este suveran peste sufletele și conștiințele oamenilor și Dumnezeu își exprimă voia lui prin cuvânt. Am văzut în Fapte 5 și 29 că lucrul acesta este atestat chiar atunci când apostolii sunt confruntați și se spune să nu mai vestească cuvântul. Petru și celălalt apostoli au răspuns, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Fapte 5 cu 29. Da? Oamenii nu ne pot lega conștiința. Ideile oamenilor nu ne pot lega conștiința. Doar Dumnezeu ne poate obliga conștiința înaintea Lui. Dar de fapt, cei care argumentează împotriva folosirii unei mărturisiri de credință pe această bază, n-au de fapt o problemă cu violentarea conștiinței, ci au o problemă cu orice fel de autoritate, chiar una care este legitimă și sănătoasă. Și se ascund după acest concept de libertate. Dacă autoritatea exercitată este în conformitate cu Scriptura, ea nu face altceva decât să îndrepte conștiința omului înspre și după Scriptură. Atunci când noi spunem printr-o mărturisire de credință ce credem noi că spune Biblia, și atunci când interpretăm corect și expunem acel crez corect, nu facem altceva decât să-i spunem la om, fă lucrul acesta, crede lucrul acesta, pentru că asta spune Scriptura. Și omul are datoria să meargă la Scriptură și să vadă dacă Scriptura spune acest lucru. Și dacă spune, conștiința lui este legată. Nu violentată. Să luăm un alt exemplu practic, să fie mai ușor de înțeles. De exemplu, dacă noi am crede acest principiu, că autoritatea cumva impusă dintr-o parte ar violenta conștiința, disciplina în biserică n-ar mai fi posibilă. Da? Dacă am crede că o autoritate nu poate exercita influența asupra unui om, atunci cum am practicat disciplina bisericească? Ce se întâmplă atunci când procesul de disciplinare se petrece? Există o interpretare a Scripturii, în speță ce anume este un păcat, ce este acest păcat, ce este, care este demn de disciplinare, da? De ce ar trebui să-l disciplinăm, cum trebuie disciplina și mai departe. Toate lucrurile acestea sunt interpretări din Scriptură. Noi citim în Scriptură despre disciplinare, noi citim în Scriptură despre bine și rău, interpretăm aceste lucruri și le aplicăm în biserică. Văd că fratele Alex s-a călcat pe bec, consult Biblia, interpretez Biblia și zic, frate Alex, Biblia spune cu tare lucru. Da? Ce-am făcut acolo? Am interpretat Biblia și acum îl confrunt pe el și spun că el este legat în conștiința lui. Dar este legat de ceea ce am zis eu? Nu. Este legat dacă interpretarea și expunerea învățăturii Scripturii este corecte. Dacă eu îi spun exact ce spune Biblia, da? Frate Alex, Biblia spune să nu faci cu tare păcat. Și Biblia spune acel lucru. Și el a făcut acel păcat. El este obligat să recunoască că acel lucru este adevărat. De ce? Pentru că Biblia spune lucrul acela. Dacă o autoritate nu ar putea interpreta și expune Biblia, atunci acea autoritate ar fi absolut nulă și n-ar avea niciun rol în biserică. Dar pentru că o autoritate poate face acest lucru, cât timp este în concordanță cu Sfintele Scripturi, totul funcționează. Când se predică ceva după cuvântul lui Dumnezeu, voi aveți datoria ce să faceți? Să împliniți, da? Când se predică ceva împotriva cuvântului lui Dumnezeu, voi aveți datoria ce să faceți? Să judecați. Și mai ce? Să mă confruntați, exact, aleluia! Da? Deci, ca tare, nu este nicio violentare a conștiinței
În niciun caz, dacă interpretarea și autoritatea exercitată este după Scriptură. O mărturisire de credință este în pericol de a violenta conștiința umană doar dacă ea se plasează deasupra sau la același nivel cu autoritatea Scripturii, da? Care vine și spune, nu scrie nicăieri în Biblie lucrul acesta, dar pentru că îți spun eu, trebuie să consider că așa îți poruncește Dumnezeu. Așa îți vorbește Domnul, suflete de bărbat. Da? Asta e o violentare a conștiinței. Pentru că Dumnezeu n-a spus asta nicăieri în Scriptură. Tu pretinzi că acum dai o poruncă, da? O poruncă direct de la Dumnezeu pentru acea persoană. Acea persoană trebuie acum să asculte de tine, o să fie în pericol de a se împotrivi Dumnezeului adevărat care i-a vorbit. Cel puțin asta e pretenția ta. Dacă o mărturisire de credință, în schimb, spune Biblia învață cu tare lucru. Și tu iei, liber în conștiința ta, Scriptura. Și vezi că Biblia învață acel lucru, ești obligat să asculți de Biblie. Dacă păstorul tău îți spune, Biblia învață acest lucru. Și tu trebuie să te pocăiești în acest aspect. Nu contează că nu-ți convine, nu contează că nu-ți place de moaca păstorului, da? Dacă Biblia spune acel lucru, tu trebuie ca să asculți de acea autoritate, da? Ea este în pericol dacă se pune deasupra sau ea este în pericol dacă nu acordă cu Scriptura. Sau ar fi în pericol dacă ea este folosită coerciv sau abuziv. Adică este o mărturisire de credință și ești obligat să o crezi. Gen religii de stat. Da? Sau avem o mărturisire de credință la care voi toți trebuie ca să faceți parte, trebuie să afirmați, dar e aici și eu singurul care o pot cunoaște. Da? Adică voi toți trebuie să faceți parte, toți trebuie să ziceți să credeți ca și mine, dar știi, aici lăsați, mă descurc eu. Gen Biserica Catolică, da, care are mai multă revelație în beciul Vaticanului decât au scris apostolii vreodată. Nimeni nu știe ce e acolo. Dar ei toți cred că tot ceea ce vine de la Vatican, tot ceea ce există în tradiție, în documentele istorice și orice decret care face Papa este de la Dumnezeu. Dar nimeni nu știe. Absolut nimeni nu știe decât Papa și colegii lui. Asta este coerciv, este abuziv. Îi faci pe oameni să afirme ceva, ceea ce ei nu știu ce afirmă. Da? Se întâmplă asta foarte mult și în bisericile noastre. Oamenii afirmă ceva prin membralitatea lor, prin faptul că aparțin în acea biserică, dar ei nu știu ce tu crezi. Sau ce cred prezbiterii, sau ce crede biserica, sau ce crede cultul. Da? Ei nu știu. Dar sunt puși să afirme. Sunt puși să afirme. Sau tu îți poți schimba părerea de 10 ori pe zi. Și ei trebuie să afirme că cred la fel ca tine. Dacă au intrat în acest contract, într-un fel, cu acea biserică. Există beneficii atunci când există o mărturisire de credință care este corectă, care este biblică. În primul rând, unitatea bisericii este ajutată printr-un asemenea document și printr-o asemenea practică. Nu doar la nivel sentimental sau așa, la corazon, ci în adevăr, în doctrină, se ajunge la o unitate a bisericii. Filipeni 1, de la 27, de exemplu, spune în felul următor. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Și în 2:2 spune, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mânghiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și o gândire. Aveți aceeași gândire. Care gândire? Gândul care era și în Hristos. Gândiți ca și Hristos, aveți aceeași învățătură, fiți de o părere pe ceea ce înseamnă Evanghelia, pe ceea ce este credința creștină. Nu doar simțiți unul cu altul așa că astăzi ne placem și eu simt față de fratele Andrei. Îmi place de el astăzi și simt așa ceva față de el. Da? Dar mâine s-ar putea să nu știu, să mă trezesc pe partea greșită a patului și să nu mai simt. Unitatea care o avem este că avem aceeași gândire asupra Evangheliei. Și asta nu se schimbă. Evanghelia nu se schimbă. Ca atare, unitatea noastră nu este una doar sentimentală, doar emoțională, ci este una bazată pe adevărul statornic al lui Dumnezeu, care l-am afirmat împreună, în mod explicit. Împreună trebuie să ne străduim, ca și biserică, să ajungem uniți în adevăr, să apărăm Evanghelia prin mărturia noastră bună și prin mărturisirea noastră bună. Dacă doar
trăim vieți demne de Evanghelia care o credem, dar niciodată n-am explicat care este Evanghelia care o credem, am falimentat în misiunea noastră ca și biserică. Cum știm că trăim vieți demne de Evanghelia care o credem, dacă n-am definit Evanghelia care o credem? Știi, eu cred că a fi demn de Evanghelia care o credem este să fac ce vreau eu. Și tu crezi altceva, că este să faci exact ce s-a poruncit Hristos. Păi, frate, dar Biblia spune că suntem liberi în Hristos, frate. Păi, dar nu asta vrea să însemne Biblia prin asta. Nu, frate, eu te cred toată Biblia. Biblia spune că-s liber în Hristos. Biblia spune că acolo unde păcatul s-a mulțit, harul s-a mulțit mai mult. Dar, frate, dar tocmai acolo în contextul ăla explică. Nu, frate, eu cred toată Biblia. Lasă-mă, nu are rost. Păi, frate, dar noi nu afirmăm aceeași Evanghelie și nu trăim aceeași Evanghelie. Da? Trebuie să fim expliciți în felul în care tratăm aceste lucruri, da? Foarte important, aceste lucruri. Unitatea bisericii. Mai uităm la un text. 1 Corinteni 1:10. Vă îndemn, fraților, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți pe deplin uniți în gândire și în scop. Unitatea aceasta nu se poate produce dacă nu ajungem toți la aceeași înțelegere a doctrinelor, a credinței, a Evangheliei creștine. O mărturisire de credință arată pentru membrii care este ținta înțelegerii. Da? Care este locul unde vrem ca să ajungem în unitatea noastră. Cum nu toți vor fi în același loc din prima zi. E un membru într-o biserică, el este credincios, el este născut din nou, îi dai mărturisirea de credință care, cel puțin la noi, e mai vastă ca la alții și zice, sunt multe chestii aici care încă nu le înțeleg. Ce faci cu el? Nicio problemă. Avem o viață întreagă să creștem în înțelegere până când ajungem la unitate în credința noastră. Important este ca acel om să știe înspre ce merge, să știe sub ce autoritate stă, să știe ce fel de învățătură va primi, să știe care este ținta înspre care se îndreaptă. În felul acesta se lucrează împreună, toate mădularele, împreună cu slujitorii duhovnicești, lucrează ca să aducă și să crească pe toți la o unitate, nu doar sentimentală, ci în duh și adevăr, după cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea rând, ea protejează biserica. Ea protejează biserica de la membrii falși. Dacă nu există un standard comun de credință, cum știi dacă cel care intră ca și membru între noi sunt de același gând? Cum știm? Cum îl testăm? După ce standard? Ce îl întrebăm? Crezi Biblia? Da? Hai! Rețineți toți istoria lui Arius, care am văzut-o chiar mai înainte. Toți vor spune că cred Scriptura. Ne protejează ca și biserică de la învățătorii falși. Biserica are dreptul, numai mult, de fapt, are obligația să știe ce cred învățătorii ei. Explicit. Explicit. Cum știi dacă un învățător afirmă ortodoxia creștină, doctrinar vorbind? Care este procesul de a verifica un prezbiter? După ce standard vei putea verifica un învățător înainte să-l investești în slujire? Țin minte că vorbeam cu fratele Andrei la un moment dat despre faptul că cel puțin multe locuri în cultul baptist, înainte să te cheme de păstor, nu te întreabă nimeni nică despre ce crezi. Eu rețin când l-am chemat, fratele Andrei încă nu-i prezbiter în biserica noastră. Încă nu. Dar a fost o durată de timp lungă în care s-a format o relație între noi, în care ne-am purecat reciproc, discuții lungi. A fost o noapte târzie la el acasă în care am stat cu Biblia pe masă și am luat niște chestii care nu erau încă foarte clare dacă suntem pe aceeași pagină. Am fost cu fratele Radu ca să am și un martor, n-am fost singur. Și am plecat de acolo și pe mașină discutam cu fratele Radu și fratele Radu, care e un frate foarte sincer și foarte credincios, dar s-au discutat și lucruri tehnice și așa, și zice, na, cum e? E de anul sau nu e de anul ăsta? Mă, frate, va fi. De ce? Există un standard după care ne putem ghida ca și biserică, da? Standardul este Biblia,
dar este expus într-o mărturisire de credință. Fratele Andreea știu ceea ce cred când a venit aici și noi am știut că el poate afirma acele adevăruri esențiale încât să facă parte împreună cu noi. Și este la fel cu fiecare membru și este la fel cu fiecare slujitor. Și evident, cerințele pentru înțelegerea și complexitatea înțelegerii doctrinare este diferită pentru un simplu membru versus un învățător. Da? Dar ținta este același, dreptarul este același, standardul este același și el este explicit. Ne protejează de la colaborări și asocieri nepotrivite. Cineva vrea să colaboreze cu biserica voastră. Cum puteți proba dacă sunteți de aceeași credință? Vezi ce scrie pe Facebook, da. Pentru noi e simplu. Dacă cineva îmi scrie, surpriza asta, îmi scrie cineva, frate, o să fiu la voi în zonă și aș vrea să vă fac o vizită. Sunt misionarul nu știu care, da? Ok, Domnul să binecuvinteze. Uite, un link aici către mărturisirea de credință a bisericii, citește și spune-mi ce părere ai. De obicei, nu mai aud de la persoanele astea. S-au convins. Domnule, nu suntem de aceeași credință, e clar, da? Cum vei ști dacă intri într-o colaborare? Cum vei ști că cei care intră în amvonul bisericii tale, care poate sunt prietenii tăi, colegii tăi de la facultate sau așa mai departe, afirmă aceeași credință? Mărturisirea de credință ne protejează. Îi pui pe masă documentul și zici, hai să parcurgem niște lucruri. Poți afirma lucrurile astea, da? Păi nu, asta nu pot afirma. Nu pot să colaborez cu biserica noastră. Nu poți colabora cu biserica noastră, da? Ne ajută în disciplinare. Foarte multă disciplină care se practică în bisericile evanghelice nu este onestă și corectă și nu este biblică. Dacă un membru nu a cunoscut învățătura la care aderă o biserică în momentul în care a fost primit în membralitate, dacă nu s-a definit clar care este învățătura după care se ghidează acea biserică, va fi pentru el o mare surpriză când va fi disciplinat după mărturisirea nescrisă, care de obicei este inventat așa pe parcurs de comitetul bisericii. Păi stai, dar nu mi-ați spus că voi mă veți judeca, între ghilimele, după acest standard. Nu mi-ați spus că voi credeți aceste lucruri. Nu mi-ați spus că ăsta este standardul bisericii. Păi știi, dar numai săptămâna trecută ne-am trezit și noi că credem asta. Păi de ce mă disciplinez pe mine acum, dacă voi numai săptămâna trecută? Se întâmplă tot timpul. Exemplu, într-o biserică există problema frecvenței scăzute, da? Și lucrul ăsta nu este nicăieri în mărturisire sau în statut, sau nu este aplicat niciodată, sau nu este comunicat membrilor. Și cineva are la un moment dat o frecvență scăzută și acel cineva se întâmplă că nu este un om important în biserică, nu-i prieten cu păstorul, nu-i așa, și se trezește comitetul să-l disciplineze. Domnule, ești disciplinat. De ce? Pentru că am realizat acum că Biblia spune să nu părăsim adunarea asta la oaltă. Am înțeles, dar ultimii 10 ani în care foarte mulți oameni au lipsit cu lunile și cu ani de zile și n-ați aplicat disciplina, ce s-a întâmplat? Oh, da, dar noi numai acum am realizat lucrul ăsta. Bine, dar mie nu mi-a comunicat nimeni că noi acum dintr-o dată credem că n-ar trebui să părăsim adunarea noastră la oaltă. Nu este onest. În schimb, dacă intri într-o biserică unde ți se comunică crezul bisericii, unde se comunică care sunt așteptările de la membri, da? În care intri într-un legământ al membrului și spui, uite, astea sunt responsabilitățile mele ca și membru, să nu părăsesc adunarea noastră la oaltă. Nu e surprins că te sună cineva duminică seara unde ai fost? Nu e surprins că vin 2-3 frați la tine acasă săptămâna viitoare dacă ai mai lipsit o duminică? Nu e surprins că vine fratele păstor într-o vizită pastorală urgentă când el de obicei nu face vizite pastorale? Pentru că tu știi exact care este standardul credința explicită a bisericii și în ce ai intrat și ce ai zis că mărturisești împreună cu noi. În schimb, dacă n-ai știut, n-ar fi onest să te disciplinăm acum. În felul acesta, mărturisirea de credință și alte documente de genul ne ajută ca să avem o disciplină corectă, o disciplină eficientă. În al patrulea rând, ne ajută să avem o continuitate istorică. Trăim într-o vreme foarte anti-tradiție, anti-istorie. Tot ceea ce contează e ultima postare pe Facebook. Ce s-a întâmplat în ultimele 5 minute, da? Totul este acum și aici și autoritatea supremă este euul și este părerea mea personală. Dar Dumnezeu a lucrat și a păstrat și a zidit biserica în fiecare generație. Și suntem binecuvântați
din mărturia acestor oameni și acestor biserici care s-au străduit secol după secol să fie fidel față de cuvântul lui Dumnezeu. În felul în care au expus Evanghelia și în felul în care au trăit Evanghelia. Este un lucru absolut minunat să privești la continuitatea istorică prezentă în aceste documente istorice care atestă lucrarea lui Dumnezeu în biserică de-a lungul secolilor. Nu dintr-o dată să zici, măi, noi singuri la Zalău suntem cei care știm ce este o biserică biblică. Nu! În fiecare generație înaintea noastră au fost oameni care au afirmat aceste adevăruri. Și oameni care au avut curajul ca să expună aceste adevăruri, să le pună în scris, să le predice, să meargă la pușcărie pentru ele, să fie omorâți pentru ele. Ce mare încurajare! Pentru mine personal, istoria familiei mele, persecuția personală la care au fost supuși, prețul care a trebuit ca să-l plătească pentru vestirea Evangheliei, este o încurajare deosebită să cunosc acea istorie. Să știu că Dumnezeu le-a purtat de grijă strămoșilor mei care au fost credincioși față de ei, față de El. Și să știu, în baza Scripturii și cu proba istoriei, că va purta de grijă și față de mine, chiar dacă va trebui să plătesc un preț. Lucrurile acestea ne ajută ca să fim întăriți din istoria care Dumnezeu a condus-o spre slava și spre gloria Lui. De exemplu, mărturisirea de la Londra, cea baptistă, la 1689, își are rădăcinile în mărturisirea de la Westminster. Și acest lucru a fost făcut în mod intenționat de acești credincioși. Cei care au formulat mărturisirea baptistă de la Londra au vrut să arate că deși există anumite aspecte unde au fost poate luminați altfel decât alții din tradiția creștină reformată, totuși în cea mai mare parte există o unitate doctrinară cu cei care au venit înaintea lor. Am înțeles Evanghelia la fel. De la Domnul Iisus Hristos, la Apostolul Pavel, la Sfântul Augustin, Sfânt între ghilimele, la Luther, la Calvin, la Zwingli, la Spurgeon, toți am înțeles Evanghelia la fel. Asta mă încurajează. Să știu că nu sunt singurul nebun care urlă la Zalău. Și că au fost nebuni, nu este o piesă, nebun pentru Hristos sau ceva de genul. Trebuie abordat la partea cu muzică. În fiecare generație, în fiecare perioadă istorică, Dumnezeu a avut oamenii Lui, bisericile Lui, care au afirmat aceste lucruri, care au trăit aceste lucruri și care le-au pus în scris. Sunt o comoară și o valoare pentru noi. Este o realitate extrem de încurajatoare să te afli într-un lanț lung al istoriei de credincioși care au afirmat și luptat pentru adevăr. Ca tare, nu trebuie să ne rușinăm de aceste documente, de aceste adevăruri exprimate în mod explicit și trebuie să ne folosim de ele ca instrumente benefice, la fel cum ne folosim de toate instrumentele Harului care Dumnezeu ne face parte, de predicare, de studiu biblic și așa mai departe, pentru a afirma și a proteja cuvântul lui Dumnezeu, adevărul Evangheliei, în biserica noastră, în orașul nostru, în țara noastră, în întreaga lume și în generațiile care vor veni după noi. Amin. Amin.